Ca să poți să ai grijă de copilul tău, trebuie să fii în primul rând tu, sănătos, cu mintea limpede, optimist, practic trup și suflet 24 de ore din 24. Efortul părinților a fost și este cu atât mai mare de când luptăm cu pandemia. Cei mai mulți dintre noi am călătorit cu avionul și ați văzut că în momentul în care se prezintă instrucțiunile la bord, ce ne spune acolo? Masca de oxigen se aplică întâi adultului, adică el are grijă de el însuși prima oară și după aceea de copil. Revenind la zona emoțională, în momentul în care ne regăsim și vedem exact, ne simțim emoțiile, poate stările mai proaste de anxietate și mergem să ne le rezolvăm, în felul ăsta chiar avem grijă de copiii noștri. Părinții au fost nevoiți să țină locul colegilor, profesorilor, prietenilor de joacă sau de taină și au simțit din plin șocul schimbărilor din viața lor. Parcurgem o situație dificilă și care necesită adaptare. Adaptarea însă nu la vechea normalitate sau la normalitatea știută, ci la o nouă normalitate. Copiii au nevoie de părinți sănătoși ca să se poată dezvolta într-un mod echilibrat din punct de vedere emoțional. De cele mai multe ori, voluntar sau involuntar, părinții transmit aceste stări emoționale către copiilor. Așa că a fost nevoie, în primul rând, de comunicare, astfel încât copiii să nu se simtă captivi în relația cu familia. Sunt tată de 2 copii. Am descoperit faptul că există comunicare. Nu neapărat că ne-am uitat la filme. Am făcut dezbateri pe baza unor filme, dezbateri pe baza chiar a pandemiei. Știu că am jucat la un moment dat Remi, cumpărasem o cutie de Remi, nu mai avem pe casă și am început să jucăm cam în fiecare zi, așa câte o oră, două și ne distram puțin. În sprijinul părinților și copiilor, guvernul pregătește programul național de suport pentru copii. Sunt analizate mai multe soluții de susținere a familiilor. Fie că vorbim de accesul la terapii, psihoterapie, consiliere psihologică, la informații despre managementul emoțiilor, fie că vorbim de grupuri de suport pentru părinți și pentru copii organizate posibil în școli. Pe lângă consensul experților, va fi nevoie și de asigurarea banilor pentru finanțarea soluțiilor propuse.